Instanțele de judecată au avut pe masă pe 7 noiembrie una dintre cele mai fierbinți probleme cu care se confruntă guvernul la aceste momente, cu o miză financiară uriașă, mai exact peste 5 miliarde de euro. Este vorba despre punerea în executare a sentinței privind acordarea dreptului de cumpărare a 8% din acțiuni pentru angajații Petrom la momentul privatizării. Reamintim că foștii angajați au câștigat definitiv procesul urmarea deciziei numărul 2370 din 8 mai 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul numărul 1442/2/2015. Totodată, prin decizia menționată, cei care au dat în judecată Guvernul României au dreptul la penalități de peste 1000 de lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunțării și până la executarea obligației. Astfel, foștii angajați ai Petrom S.A., care au dat în judecată Guvernul României în cadrul dosarului numărul 1442, au dreptul la penalități în cuantum de 1.095.000 de lei până la acest moment, urmând să curgă în continuare penalități pentru fiecare zi în care Guvernul României refuză să emită hotărârea de guvern. Instanța Supremă a considerat faptul că Guvernul României a stat o perioadă foarte lungă de timp în pasivitate și că trebuie impus un mecanism de constrângere pentru ca acesta să-și îndeplinească obligațiile legale. Pe 7 noiembrie, la solicitarea Tribunalului București, la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a luat în dezbatere de către completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept încuviințarea executării silite a Guvernului, dar judecătorii au amânat din nou cauza până pe 16 ianuarie 2023. Despre detaliile acestui proces explică avocatul Costinel Balaci. Sunt unul dintre avocații care a fost implicat de la început în procesele cu privire la drepturile angajaților Petrom. Da, situația e chiar dramatică, pentru că în fiecare zi statul este obligat să plătească penalități de peste 5 milioane de euro printr-o decizie pronunțată în Alta Curte încă din 8 mai 2019 și este foarte clar pentru noi că nici până în prezent guvernul nu și-a îndeplinit obligația, deși în aparență s-ar putea susține că și-a îndeplinit-o. Deci au emis hotărârea de guvern la care au fost obligați prin hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, însă au redus fraudulos procentul de la 8% din acțiunile companiei care li se cuvenea în mod legal angajaților la 1%. Practic, peste o treime dintre persoanele îndreptățite au decedat între timp. În 2019, Înalta Curte a obligat Guvernul României să adopte hotărârea pentru vânzarea pachetului de acțiuni către foștii angajați. Și guvernul a ignorat practic și hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție și practic au adoptat o hotărâre de guvern prin care au redus procentul de la 8 la 1, nerezolvând practic problema, practic ignorând obligația pe care a instituit-o Înalta Curte în sarcina Guvernului României. Penalitățile pentru neîndeplinirea obligației, pentru întârzierea în îndeplinirea obligației, sunt de peste 5 milioane de euro per dosar pe zi. Guvernul României, în ceea ce privește proprii cetățeni, a ignorat drepturile pe care aceștia le aveau. Practic a vândut companiei OMV procentul care se cuvenea potrivit legii de privatizare și contractului, iar cetățenilor români, număr de peste 70.000, nu le-au fost vândute acțiunile nici după 25 de ani. Practic statul a încasat abuziv și dividende în numele angajaților Petrom. Deci despre asta e vorba în esență și nici măcar după intervenția în Altei Curți, și sub amenințarea unor penalități de peste 5 milioane de euro, guvernul n-a înțeles să-și îndeplinească obligații. Foștii angajați Petrom, care nu au decedat în cei 25 de ani de la privatizare, și-au luat soarta în propriile mâini și au îmbrățișat meseria de avocat. Este cazul avocatei Rodica Țigăneriu, care reprezintă interesele câtorva mii de foști angajați Petrom. Am lucrat în cadrul Petromului, dar sunt unul dintre avocații care a câștigat acest dosar la Înalta Curte. Eu am fost perfect mulțumită de ceea ce s-a întâmplat la Înalta Curte. Am avut hârtiuță din partea guvernului că guvernul va da această hotărâre. Cred că pe baza acestei adrese de la guvern s-a și câștigat acest proces. Am încercat. Am mers în audiență la guvern când era excelența sa Ludovic Orban. Am stat 2 ore de vorbă, am plecat ca și cum n-am fi stat de vorbă. Drept mulțumire mi-au făcut contestația la executare, în loc să ne ajute. Și de atunci tot încercăm, pe diferite căi. De asta am venit la Înalta Curte, să ne
arate calea pe care trebuie să mergem pentru a obține drepturile clienților noștri. Da? Sperăm că într-o zi se va lămuri această problemă. Din cei 75.000 de angajați Petrom care ar trebui să beneficieze de aceste drepturi, peste 8.000 de oameni sunt reprezentați legal de firma Petroactive Investments. Elisei Crăciun este administratorul societății în care își pun speranța 10.000 de oameni care încă mai cred că la 25 de ani după privatizare își vor putea intra în drepturi. Sunt niște drepturi de proprietate, asimilate drepturi de proprietate, sunt niște creanțe pe care oamenii le-au dobândit în urma deciziei din 2019 în alte curți de casație și justiție, care nu se respectă. Până astăzi, de 6 luni de zile de când ne plimbăm în instanțe cu sute de dosare pe zi, în fiecare zi, niciun judecător n-a zis că nu avem drept. A zis, nu e domnule la mine. Și atunci, ca soluție în justiție, Tribunalul București a cerut o dezlegare de drept de la Alta Curte, ceea ce se judecă astăzi, și noi sperăm că în Alta Curte încă o dată intervine în justiție, apără statul de drept și interesele justiția, clarifică faptul că să adopți o hotărâre de guvern nu înseamnă să semnezi un contract, așa cum au sugerat unii, este o cale diferită, clarifică calea de executare astfel încât lucrurile se meargă înainte. Nu suntem până acum în fața nerespectării drepturilor din partea justiției, dar suntem în fața nerespectării statului de drept de către guvern, care refuză să se supună legilor și propriului memorandum. Atunci când am intrat în Uniunea Europeană, după multe greșeli pe care administrația publică centrală le-a făcut, guvernul a trimis în țară către toate administrațiile publice următoarea recomandare. Bă, băieți, atunci când sunteți în fața unei decizii definitive în care trebuie să plătiți, noi ca administrație centrală nu avem voie să ne opunem, pentru că un cetățean nu se poate lupta cu statul. Și atunci, ca să respectăm statul de drept, să arătăm că avem o justiție puternică, trebuie să ne conformăm. Guvernul nu face asta, se tergiversează, da? Invocă diverse motive, cuvinte necunoscute justiției, da? Sperând că poate scapă de factura asta mare pe care a adunat-o, prin simplu fapt că de fapt el nu poate să mai execute hotărârea de guvern, punând în pericol diverse alte interese mari financiare ale statului. Noi suntem aici astăzi, ne-am adunat câțiva oameni ca să ne susținem drepturile astea. Revin, drepturi de proprietate, da? Asta înseamnă am o casă și de mâine nu mai am, dacă nu mai vrea cineva de la guvern sau, da? Pe care, da, justiția, în primul rând, trebuie să o accepte. Nu e plăcut pentru nimeni, însă e o educație foarte scumpă. Câteodată, calea către democrație nu e ușoară, mai ales când faci greșeli. Și guvernul a greșit uriaș aici. E scumpă. Dar, dacă reușim să ducem asta la capăt, toată lumea poate să învețe, chiar și în lupta cu guvernul, că se pot întâmpla. Și noi, în mai mult de un an de zile, avem o experiență. Oamenii s-au temut. Ce faceți voi acolo? Vă duceți împotriva guvernului? Ne ducem să ne cerem drepturi. Mi-e frică. Da? Păi de ce? Păi da, guvernul e puternic. Dar nu are voie să-ți facă. Legea spune altceva. Nu suntem în estul lumii. Suntem, sperăm noi, în vestul lumii. Sau măcar ne îndreptăm către vestul lumii. Sunt 75.000 de oameni care au drepturile la acțiuni, dar sunt 23.000 de oameni care au acționat în instanță și au câștigat împotriva guvernului la Înalta Curte dreptul lor de a-și de a cumpăra niște acțiuni la Petrom sub sancțiunea unor penalități, pentru fiecare o penalitate de 1.000 de lei pe zi. Ce a făcut guvernul? A scris într-o apărare la instanță, domnule, pentru noi a fost dificil să citim, să înțelegem de fapt ce a vrut în Alta Curte. Bă, vezi, dacă e așa de dificil, ce mai căutați, mă, acolo? Duceți-vă acasă, lăsați pe alții pentru care nu e dificil, că erau câteva rânduri de citit. Noi sperăm că astăzi, de fapt, după multe luni, abia se lămurește calea de executare și sperăm să o închidem până la un moment dat, să vedem drepturile respectate. Noi suntem pregătiți, dacă lucrurile nu se pot rezolva aici, să mergem mai departe. Adică avem deja mult prea multe argumente, mult prea multe fapte
de încălcare are Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cu fiecare din ele, dacă mergem, lucrurile sunt foarte clare. Puse cap la cap, în schimb, nu să spunem avem o țară în care justiția funcționează. O să spunem e o debandadă totală în continuare acolo. Da? Nu reușim să ne organizăm. Avem nevoie de cineva să pună biciu pe noi, pentru că la noi nu se întâmplă lucrurile. Și nu vrem să spunem asta. Mergem pe calea legală, pe toate căile legale, până când convingem autoritățile să respecte Constituția, legea și hotărârile judecătorești. La manifestul față de respectarea statului de drept a luat parte și jurnalistul Oreste Teodorescu, fervent apărător al drepturilor cetățenești în fața abuzurilor instituțiilor statului, care reiterează că statul se încăpățânează să trateze cetățenii cu cinism, așteptând ca oamenii să moară sau să plece din țară înainte să-și primească drepturile legale. Din păcate, pentru unii, noi am intrat în Uniunea Europeană, dar funcționalitatea statului român ne asemuiește mai mult cu Federația Rusă. Pentru că aici vedeți dumneavoastră în momentul în care un funcționar public, care este în interesul cetățeanului român, iar Constituția României postulează încă de la început că nimeni nu este mai presus de lege. Statul este obligat în primul rând să respecte legea, nu să fie împotriva ei. Noi avem un caz fără precedent în întreaga Uniune Europeană, când niște cetățeni români cu drepturi, da, sunt batjocoriți de 25-30 de ani. Păi când 8% dintre angajații unei societăți privatizate, așa cum s-a privatizat Petromul, da, de către guvernul Adrian Năstase, au o hotărâre definitivă și irevocabilă, prin care au dreptul la dividende de 8%. Și de atâta timp să fie tergiversată punerea în drepturi a acestor cetățeni, să fie plimbați de la un complet la altul, niciodată să nu se le comunice foarte clar ce au de făcut, să se aștepte cu cinism ca parte dintre ei să dispară fizic din această țară, să decedeze în condițiile îngrozitoare în care se poate și muri în această țară, toate definesc până la urmă un abuz colosal al statului român. Iar acest abuz nu este plătit de nimeni. Noi vorbim ca jurnaliști de multă vreme și despre importanța în ecuația asta democrației românești a răspunderii magistratului. Sunt hotărâri definitive, sunt hotărâri revocabile, sunt hotărâri judecătorești care nu sunt duse la îndeplinire. Se invocă faptul că cineva apără interesele statului român, dar statul român este o entitate privilegiată, noi vorbim de o clasă a brahmanilor în țara noastră, adică sunt unii mai presus de lege, pe cei care sunt chemați să aplice, să dezvolte și să creeze, să modernizeze statul român pe principii europene, sunt primii care încarcă legea. De asta îmi pare foarte rău că trebuie să o spun. Suntem în 2022, suntem de mulți ani de facto și de iure, atât în NATO cât și în Uniunea Europeană, dar modalitatea prin care statul român se raportează la cetățean, din nefericire ne amintește de cu totul și cu totul alt sistem pe care îl vedem pus în practică tocmai de Federația Rusă. Ar trebui să scăpăm cumva de această etichetă pe care mulți jurnaliști din presa internațională o pun asupra autorităților statului român de ultima conservă de tip caghebist din întreaga Uniune Europeană. Adică, până la urmă, dacă vrem ca binele să învingă și să câștige valorile și predicatele care au făcut lumea liberă să fie cea mai râvnită lume de pe această planetă, ar trebui ca și statul român să țină cont de faptul că asta face diferența între o democrație și o dictatură abstractă a statului împotriva cetățeanului. Constituția este în primul rând redactată pentru drepturile fiecăruia dintre noi. Noi avem drepturi individuale și colective. Acești oameni care sunt reprezentați aici astăzi, cu modestie, cu simplitate, cu foarte multă anduranță și cu foarte multă răbdare, sunt de unii dintre ei, din 1997, își așteaptă drepturile. Sigur că statul român așteaptă cu cinism să se mai împuțineze dintre ei, pentru că aici este vorba de sume colosale, vorbim de niște miliarde de euro pe care, până la urmă, fiind vorba de o hotărâre definitivă și irevocabilă, vor trebui plătite de noi toți. Chiar și de dumneavoastră, cei care priviți acum acest material, veți fi obligați să scoateți din buzunar în numele statului român
pornind de la faptul că nimeni nu răspunde pentru abuzul împotriva cetățeanului, niște sume colosale de bani. Și nu cred că este nici contextul și nici momentul global cel mai fericit ca noi să ne putem juca și cu destinele unor oameni și cu aceste sume de bani care depășesc niște miliarde de euro. Cazul nu e foarte complicat. Probabil dacă instituțiile statului român vor continua acest abuz, acești oameni se vor adresa și instituțiilor europene de drept. Și noi știm acolo, din procedura dreptului internațional, că statul a mai fost. Sunt multe precedente în care statul român a fost găsit vinovat și a trebuit să fie executat. În cazul, așa cum l-am studiat din perspectivă jurnalistică despre care vorbim, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie până la urmă cineva să-și asume și să repună în drepturi, pornind de la o hotărâre definitivă și irevocabilă, pe acești oameni. Fiecare zi care amână acest deznodământ se repercutează în sume fabuloase de bani. 1 milion și ceva de lei pe zi, penalități, plătite din buzunarul cetățeanului român. Cine răspunde pentru asta? Aici nu cred că e vorba de un anume tip de guvern, ci este vorba de anume tip de instituție. Instituțiile statului din România nu reprezintă, din păcate, drepturile cetățenilor. Mă gândesc că hai să o luăm invers. În momentul în care un cetățean, da, are niște obligații față de statul român, el este executat imediat. Imediat, fără niciun fel de drept de apel. Când întoarcem situația invers, când statul român are niște obligații față de cetățenii români, din nefericire nu se întâmplă niciodată un deznodământ fericit și pentru cetățean. Până când vor continua toate acestea? Până când le vom suporta și noi ca cetățeni? Dar cumva pare că lucrurile trebuie să ajungă la un termen limită. Zeci de oameni au venit din toate colțurile țării pentru a lua parte la decizia magistraților, chiar dacă deznodământul a fost o amânare până pe 16 ianuarie. De ce sunteți aici? Pentru a demonstra că să aplicăm ceea ce a hotărât în Alta Curte de Casație și Justiție să aplice. Vreți drepturile dumneavoastră, dreptul, da? Da, legea să triumfe. Mă numesc Mocan Ioan, am lucrat în Petrom, la suplacul de Barcău, am fost și lider de sindicat. Sigur, problema pentru care suntem aici este exact pentru a aplica o hotărâre definitivă, nu pentru altceva, și este foarte ciudat că astăzi Petromul este privat 70%, 80%, 80%. La privatizare, prima dată s-a luat 33% de către OMV, după care s-a făcut creșterea de capital la 51%. Nici atunci angajații nu și-au luat drepturile. Ulterior s-a mai înstrăinat încă 30% din Petrom și angajații nici astăzi nu și-au luat acțiunile. Sperăm ca astăzi în Alta Curte să-i tragă de urechi și să-i pună la treabă, să aplice legea, să respecte legea, nu vrem altceva. În scurt, mă cheamă, am lucrat, n-am primit niciodată nimic, nimic, nimic. Deci legea să fie respectată, de aia am și venit din nordul țării, am venit până în București. Pentru dreptatea noastră. Atâta vrem. Dreptate să se facă.